Baza de agrement civic a suferit mai multe modificări, astfel că au fost realizate amenajări exterioare, plaje și piscine, au fost amenajate locuri de desfășurare a activităților de agrement, au fost construite pontoane și a fost instalat și un circuit de telescaune ce leagă moara de vânt de strada aeroportului. Parcul de aventură constă în activități de escaladare, urcând în copaci, paintball, dar și plimbări cu telescaunul. Pe lângă aceste amenajări, zona civic mai dispune și de un teren de mini-golf, două terenuri de mini-fotbal cu suprafață de iarbă artificială și un teren multifuncțional pe care se poate practica volei, handbal sau basket. O zonă de escaladare cu 6 ziduri, 6 terenuri de tenis de câmp pe suprafață de scură, un pavilion de tenis de masă cu o suprafață de 450 de metri pătrați care înglobează aproximativ 15 mese de tenis și o zonă de paintball. Parcuri de joacă pentru copii cu o zonă special amenajată de gonflabile, piste de biciclete și plimbări pe lac cu hidrobicicletele. 4 pantoane și bărci. Lacul Ciricu 1 este un lac de baraj artificial de lungă din Câmpia Moldovei, în partea de nord-est a municipiului Iași. Are o suprafață de circa 10,7 hectare și este construit pe râul Ciric. Pe lacul Ciricu 1 este amenajat un centru de agrement, aici existind căsuțe, un hotel și restaurantul Ciuperca. Lacul Ciric 2 este de asemenea un lac de baraj artificial de lungă din Câmpia Moldovei, în partea de nord-est a municipiului Iași. Are o suprafață de circa 11,3 hectare și este construit pe râul Ciric. Pe lacul Ciric 2 este amenajat un centru de agrement. A fost construită o insulă artificială separată de mal de un canal peste care trece un pod de lemn arcuit. Pe canal pot circula hidrobiciclete și bărci. Lacul Ciric 3, denumit impropriu și lacul Veneția, este un lac de baraj artificial de asemenea de lungă din Câmpia Moldovei, în partea de nord-est a municipiului Iași. Este construit și el pe râul Ciric. Lacul Ciric 3 este înconjurat de pădure, aici neexistând amenajări pentru agrement. Râul Ciric este un curs de apă afluent al râului Bahlui. Are o lungime de 17 km și o suprafață a bazinului de 58 de km pătrați. Confluența cu râul Bahlui se realizează pe teritoriul orașului Iași, după ce în Amonte urmează câteva lacuri de baraj artificial, precum lacul Dobrovăț, lacul Aroneanu, lacurile Ciric, respectiv lacul Ciric 1, Ciric 2 și Ciric 3 sau Veneția. Noua infrastructură a complexului de agrement nu mai permite deversarea canalizării și apelor uzate în lac. Modernizarea a costat 46 de milioane de lei, jumătate din bani provenind din fonduri europene nerambursabile. Zona este accesibilă cu autovehiculul fie dinspre Tătăraș Sud, din zona Doi Băieți, pe aleea ce urmează firul apei, fie de pe drumul aeroportului, pornind din strada Eternitate, în apropiere de zona Podul de Fier. Zona de agrement Ciric este o zonă limitrofă a Iașului, fiind situată la o distanță de 6 km de centrul orașului, în partea de est, în preajma unei salve de lacuri înconjurate de pădure. În sezonul estival, compania de transport public asigură transportul către baza de agrement Ciric cu ajutorul microbuzelor care pleacă din 30 în 30 de minute din Târgu Cucu. Tarifele în zona de agrement sunt modificate de la an la an. Sezonul se deschide oficial în fiecare an pe data de 1 mai. În funcție de temperaturile exterioare, se decide când sunt umplute bazinele cu apă. După reamenajare, scăldatul în Ciric a fost interzis.